Foarte tare, foarte tare. Cum se descompun două paranteze? Deci ăsta se mulțește cu ăștia doi. Da. 5 ori 5. 5 ori 3. Și 5-ul zice, gata, am terminat cu toți. Acum vine 2-ul. Ia să iau eu la lucru. 2 ori 5. 2 ori 3. Da. Foarte tare cum se mulțesc două paranteze. Da. Deci, dacă ți-aș da așa. A plus B. Nu, A plus 2. Pe lângă B plus 3. Cât ar face mulțirea asta? Pe lângă B plus 3, da? Da. Vreți să vă spun rezultatul? Nu, nu, nu. Cât ar face mulțirea asta? Cum, plecând după tehnica asta. A ori B, adică A ia și mulțește cu aceste doi, da? A, deci... Cum a fost? 5 ori 5, 5 ori 3. A ori B plus A ori 3. Da, A ori B... Deci ar face A ori B... plus A ori 3. A ori B plus A ori 3. Și acum termina cu A. A ori termina și acum vine 2-ul. Da, 2-ul. 2-ul și iar începe. 2 ori B plus 2 ori B. 2 ori B plus 2 ori... 2 ori cât? 2 ori 3. Adică ce am înțeles eu aici? Că două paranteze se mulțesc astfel. Să ia primul de aici cu toți ceilalți, da? Apoi, după ce a terminat el din a doua paranteză, vine celălaltul. Și iar ia de la început cu toți ceilalți. Da? A ori B, A ori 3. 2 ori B, 2 ori 3. Așa se mulțesc două paranteze, nu? Model foarte clar. Oare, dacă am zice aici, A plus 5 înmulți cu B minus 2. B plus 2 mai întâi iau. Cu B plus 2. Cum s-ar înmulți parantezele astea două, după modelul de înainte? B plus 2 este egal cu A ori B. Da. Plus A ori 2. Corect. Plus 5 ori B. Da. Plus 5 ori 2. 5 ori 2. Corect. Foarte tare. Dar dacă ar fi fost scădere aici, ar fi fost A ori B, A ori, nu mai era plus 2A, ci minus 2A. Da, da. Ia să scriem și noi asta. E mare diferență. Deci A plus 5 pe lângă B minus 2, cum am avut noi, s-ar scrie. A, ai plus 2 cu minus. Da. Așa avem noi aici. Da? M-am apropiat de problemă de acum. Da. Ar veni A ori B. A ori B. Da. Plus minus 2 A ori 2. Minus A ori 2. Și tot terminat cu A. Acum 5. Plus 5 ori B. Da. Minus 5 ori 2. Foarte tare. 5 ori 2. Nu. Deci A plus 5 pe lângă B minus 2. El așa a făcut. Cum a făcut dumneavoastră? Bănuiesc. Nu știu. Nu știu de ce autor. E egal mai departe. Știi ce o să facem? O să ne uităm la răspuns imediat. Nu, cred că dă răspunsul direct. Nu, nu știu. Cred, bănuiesc că dă răspunsul direct. M-am uitat și o să văd dacă îmi dă vreo explicație ca să mă ajute să văd dacă pot ceva, dar... Foarte important. Dacă din răspuns nu n-ai găsit, dă numai răspunsul. Da, trebuie să mă gândesc. 35... Instant, da. Da, da. Bun. Bine. Atunci, noi înțelegem așa. Că relația asta a doua, pe care ai spus-o tu, A plus 5 pe lângă B minus 2, e egal cu 400, nu? Da. Dar ea se scrie așa acum. A ori B, scrie de sub tea, A ori B, minus... Bine, stați puțin să scriu relația principală. Da. Gata. Da, puteți. Și acum scriu pe asta, A plus 5 pe lângă B minus 2 egal cu 400. Și înseamnă A ori B plus minus 2A, așa e scris aici, nu? 2 ori A sau A ori 2, ori A ori minus 2A, plus 5B, plus 5B, minus 10,
este egal cu 400. De acord, da? Egal cu 400. Da. Ei bine. Dar cât face asta în mulți? E egal cu 400, am și spus. 400. Da. Da, bun. Dar AOR B cu cine este egal? Uite că avem aici. AOR B 420. Deci apare 420, înlocuiesc și eu. 420. Minus. Minus 2A. Plus 5B. 2 ori A. A plus minus 5 ori B. Minus 10. Egal cu 400. Păi e plus 5B. Plus 5B. Păi am zis plus 5B. Minus 10. Minus 5B. Da. Plus 5B, minus 10. 420 căzut 10? Da. 410, nu? Păi, deci minus 2 ori A plus 5B sunt 10. Ar face cât? 10. Nu. Păi? Că 400, dacă scădem 400 din ăștia 2. Păi eu mă gândesc că 420 minus 10 ar lăsa 410 și 410 mai trebuie scăzut 10 ca să fie 400. Și rămâne 10 aici? Da. 10 rămâne aici? Și egal cu 0? Păi uite, hai să scădem 400. Scădem pe 400 din ambii membri. Da? Și cât rămâne? 420 scăzut 400, cât rămâne? Deci ar rămâne 20. 20. Minus 2A, 2A plus 5B minus 10 egal cu 0. Egal cu 0. 20 căzut 10. Păi, asta spun că 20 este 2 ori A plus 5B minus 10 și dându-l pe 10 la o parte ar rămâne 10. Deci 10 ar însemna 2 ori A plus 5B. Asta am spus. 2A minus 5B. Da, acolo scrie plus mereu. Păi uite-te, hai să facem acum. O luăm mai ușor. 20 minus 10 face 10? Da, clar. Zicem 10. Da. Minus 2A. Da. Plus 5B. Plus 5B, da. Egal cu? Cu 0. Cu 0, perfect. Hai să adunăm un 2A în ambii membrii. Ok. Deci adunăm un 2A. Plus 2A. Și ce rezultă? 10. 10 plus 5B. Plus 5B. Egal cu 2A. Egal cu 2A. A, aici dăm cu 5B cu minus în față așa. Deci ar însemna 10. E bine, nu? A... 10 plus... Și dacă vrei scazi un 5 acum... A, că 5B adună la... Sigur că da. Da. Da, și corect așa, da? Da. Și acum cel mult aș face, aș da un 5 în factor comun. Dintre 10 și 5. Da, și-ar însemna... Și-ar însemna așa, că 5 pe lângă... 5 pe lângă 2 plus B, egal cu 2A. 2 ori A. Întrebarea, cât crezi că este A-ul și cât că este B-ul ca să aibă loc această egalitate? Ar însemna... 5-ul ăsta cred că apare din A. Deci A-ul să fie... ceva. Deci A-ul trebuie să fie 5 ori ceva. 5 ori... Ori un număr. Iar 2 plus B să fie multiplul de 2. Dacă B plus 2 să fie multiplul de 2, da 2 aici, înseamnă că B-ul trebuie să fie multiplul de 2. Acum nu ne rămâne decât să ghicim cele două numere care îți fac egalitatea asta. Deci ce știu eu este că A egal cu 5K, multiplul de 5, din cauza că 5K, vedem aici. Da. Iar B-ul egal cu 2P, multiplul de 2. 2P, da, așa se numesc ei K și P? Nu! Am zis multiplul de 5. Poți să zic 5 ce? 5 R. Eu 5... zic că 5 M. 5 M. 5... Nu, așa e corect, nu e... Ai înțeles de ce? Am pus 5 ori o literă, multiplu, da? Da. Și dacă înlocuim aici, ce se întâmplă? Ia să vedem ce egalitate am aici. Ai multiplu de 5. Deci vine 5 ori 2 plus în loc de B, pun 2B.
2P, așa este? P, da. Egal cu 2 ori? AB plus 2P egal cu 2 ori 5K. 2 ori 5K. Și prin 5 împărțim de o parte și de alta. 5 tăiat, 5 tăiat, da? Și de aici rămâne că 2 plus 2P egal cu 2K. Scoatem un 2 în factor și vine 2 pe lângă 1 plus P. Plus P. Egal cu 2K, da? 2K. Da. 2 cu 2 simplificăm. Și atunci K egal cu 1 plus P. Deci K-ul și P-ul sunt numere consecutive. K și P sunt consecutive. Vezi, K-ul înseamnă P-ul plus 1. Da. Deci K o informație, K-ul și P-ul sunt consecutive. Și acum, ce K și ce P consecutive punem încât să locuim și să ne dea egalitatea asta? 10 plus 5B egal cu 2A. K o să fie 7, iar P o să fie 6. Că putem să luăm și alte două variante. Mai consecutive. Două nume consecutive. K o să fie cât am zis eu? K o să fie 2 și P 1. Nu le înlocuim și constatăm că nu face jocul ăsta. K o să fie 3, P o să fie 2 și K o 3. Da. 4 și 5, 6 și 7. Da, mereu. Și consecutive. Și numai 6 și 7 face jocul și atunci asta ar fi problema. Da. Foarte greu și pe partea asta. Tot a fost prin încercări așa, nu știu, intuită. Dar am mers... Am mers mult mai bine, parcă, nu știu, a fost mai... Ți-a plăcut mai mult, așa? Mă rog, e mai surba, e prima variantă. Mai sigur că descompunerea și observația aceea cu zecile... Da, mai logic ar face așa, să te gândești cum a făcut... Logic așa, dacă ai ști să înmulțești două paranteze, ai avut ascunse multe lucruri aici, nu? Adică eu m-am dus și ți-am de arătat cum să înmulțesc parantezele. Dar autorul nu cred că s-a gândit la asta, pentru că el presupunea să știi să înmulțești cele două paranteze. Și, și cel mai clar, eu cred că a fost vorba de această descompunere, ceea ce am descompunut și noi, și că adunând 5 și scăzând 2, te duce în situația aceea cu 2 zerouri, 4 ori 2 zerouri. Da, foarte tare, foarte tare. Așadar, dragilor, ai venit cu problema asta, eu zic să facem și o pauză. Mai am una. Da? O să facem după pauză, o să reluăm. Dar acum ne oprim aici ca să mergem să facem o pauză. Da. La revedere!